La început a fost instinctul și timp de sute de milioane de ani, viețuitoarele pământului, inclusiv omul, s-au înmulțit și și-au crescut puii, ghidându-se după reguli și metode săpate parcă în ADN. Dar, într-o zi a mileniului 3, omenirea pare că s-a rătăcit. Și-a pierdut reperele și instinctele și siguranța de sine și, brusc, a început să aibă nevoie de ghidaj în creșterea copiilor. Azi e deja un fenomen uriaș, mare cât planeta, și se numește parenting. Parentingul este o ramură care vine din psihologie și care se centrează pe relația dintre părinte și copil. În limba engleză, parenting înseamnă meseria de părinte. Tot ce există în materie de parenting, așa cum îl înțelegem noi în întreaga lume și în România, se referă la ce nevoie au copiii în funcție de etapele de vârstă în care se află. Ce trebuie să fac eu ca părinte? Și astfel a apărut o nouă știință la care acum 1000 de ani sau 10 nu s-ar fi gândit nicio mamă pe pământ, căci o avea în instinct, cea a modelării copilului. E o filozofie care are în centru ideea că acum cei mici nu se mai cresc, ci se educă. Iar această educație, spun specialiștii în parenting, trebuie să înceapă din burta mamei și să continue toată viața. Și cu ce se deosebește asta de ceea ce au făcut părinții și străbunicii și străbunicii noștri, o să întrebați? Păi, una dintre diferențe e că aici mama e mai multe. Azi, numai România are zeci de site-uri, sute de bloggeri, mii de cărți, nenumărate cursuri și grupuri pe Facebook care te învață cum să naști, cum să hrănești, cum să te joci, să-i vorbești, să adormi sau să te porți cu propriul copil. Din toate astea s-a născut, evident, o industrie de peste 1,5 milioane de euro și multă controversă. Uite, un copil poate să crească oricine. Oricine e sănătos la cap, oricine are cât de cât resurse, dar oricine poate crește un copil. Îi dai să mănânce, îi cumperi hăinuțe, îl duci la școală. Întrebarea este, cum îl crești în așa fel încât să fie un adult cu stima de sine ridicată, nu se înțelege aroganță și nici ego? Eu știu cine sunt și ce am de învățat și ce am de contribuit. Parentingul, pe românește parentaj, nu e nou pe piață. A apărut în Occident prin anii 60 și a testat puțin apele în România acum vreun deceniu și jumătate, dar apoi a rămas ascuns prin librării. Până în urmă cu 8 ani, când lumea a început să-l ia în serios. Adevărata explozie s-a produs însă în ultimii 3 ani. Găsise teren fertil la noi, spune Urania Cremene. Ea e cel mai bine vândut specialist de parenting din România și posesoarea unei platforme online pe care părinții plătesc ca să participe un curs de 9 luni despre creșterea și educarea copilului. A pornit la drum acum 6 ani de una singură, ajungând azi la o echipă de 30 de angajați. E atât de mare încât își pregătește o rețea de traineri ca să bată țara în lung și în lat în locul ei, căci nu se poate împărți la câte cereri are. Noi părinți, ne spune, vor să o rupă definitiv cu ceea ce cred ei a fost tradiția de secole a poporului român. Suntem fără doar și poate tributari unui stil parental autoritar către extreme. Lucru care, sigur, în Occident s-a schimbat odată cu anii 60. Întotdeauna copiii au fost educați pe bază de pedeapsă și recompensă. Mai degrabă pedeapsă decât recompensă, mai degrabă cu bățul au fost educați decât cu bomboană. Avem o pătură socială încă bine reprezentată, care spune încă bătaie ruptă din rai și care spune încă eu l-am făcut, eu l-omor. Irina nu crede asta neapărat, dar da, i s-a întâmplat de multe ori să-și bată copilul, fără să simtă furie, spune. Pur și simplu, acesta a fost primul impuls când vorbele n-au mai fost de ajuns. I-am făcut palmă în cap copilului. Anul trecut, la un moment dat, eram în parc cu soțul, iar copilul meu zbira că vrea să meargă în cărucior, într-o spiță cu picioarele stând așa pe sus, să-i se vadă chiloții. Și pe mine mă deranjează și i-am zis că nu, că nu face așa. Soțul a încercat să-i explice calm și n-a funcționat. Și așa m-am enervat, i-am dat o palmă. Irina e mamă de doi, iar cu fetița, primul ei născut, recunoaște că a fost extrem de permisivă. Tocmai din teama de a nu trece și cea mică prin ce a trăit ea când era copil. Pe mine părinții mei m-au lovit, chiar bătut, dar ce mă deranjează e cumva că mi s-au spus anumite cuvinte și mi se spun și acum pe care nu aș fi vrut să mi le aud, iar asta n-aș vrea să fac copilul meu, pentru că toate jignirile astea și critica continuă îți reduc foarte mult stima de sine și știu că pare așa foarte din cărți, dar chiar ți se întâmplă, adică să nu ai încredere în tine, pentru că tu ai senzația că nu ești în stare să faci chestia aia. Lipsa ei de încredere e încă atât de adâncă încât îi pune bețe în roate pe plan profesional,
și o face să creadă că nu e în stare să-și crească bine și frumos copiii. Și teama de părinți e tot acolo. Nici azi nu știe cum să le dea o veste proastă sau cum vor reacționa dacă vor fi dezamăgiți de ea. De aceea, înainte de naștere, în loc să meargă la mama ei și să-i ceară sfaturi, și-a cumpărat primele cărți de parenting. O sfătuise prietena ei ce autor să aleagă. Cum tu nu știi pe Urania Gremlin? Cea mai tare în parenting, însă cum n-ai auzit de ea? Le-a luat, le-a așezat apoi frumos în bibliotecă și a uitat de ele când au năvălit peste ea provocările venite odată cu bebelușul. Peste 2 ani însă, când nu mai reușea să se înțeleagă cu fica ei, și-a reamintit de Urania. Mulți îmi spun că se simt deranjați de ea, că e un copil rău, că n-am știut să-i pun limite. Ba chiar cineva mi-a zis de curând, băi, știu că e copilul tău, dar aș strânge-o de gât la felul în care reacționează. Sau mi se spunea, știi, ai nevoie de 3 bone pentru copilul tău, pentru că are foarte multă energie. Iar cu ea este foarte greu să interacționezi pentru că vrea să controleze tot, iar ca adult ți-e foarte greu să te simți controlat de cineva mult mai mic decât tine. Mi-a spus la un moment dat, am să lupt să fac cum vreau eu, iar semnate cum mi-a zis la un dat, știi, eu fac regulile. Iar mi-am cumpărat aceste cursuri la reuna și spunea că a fi un părinte permisiv e mai periculos decât să fie un părinte autoritar, pentru că părintele permisiv îi dă senzația copilului că poate să facă ce vrea el și devine irresponsabil. Dar nici nu vreau să mă duc în extrema înaltă. Aș vrea să fac cumva cu moderație, dar nu prea mi se încă. Așa a ajuns o adeptă a parentingului. Irina a început să citească, să o urmărească pe Urania în clipurile ei online, să meargă la conferințele Otiliei Mantelers și să aplice pe cât putea tot ce o învățau specialiștii în parenting. Se spune că trebuie să-i dai control și copilul, dar în același timp să lași pe el să aleagă, dar să aleagă în niște limite, pentru că el își dorește să aleagă. Ea tot timpul spune că, bă, știi, ai un amalgam de resurse, eu sper ca toate aceste resurse pe tine, că nu funcționează. Una, poate funcționează mai multe adunări. Curând a văzut primele roade ale instructajului de mamă. Cred că parenting m-a ajutat cel mai mult să nu calm în anumite condiții în care poate aș fi explodat dacă n-aș fi avut informațiile pe care le aveam. Că am înțeles că uneori copiii nu fac lucrurile ca să mă enerveze pe mine și că uneori țip sau reacționez nepotrivit doar pentru că eu eram nervoasă și supărată în acele momente. Am înțeles că, de exemplu, dacă îi spun de 5 ori să facă un anumit lucru, nu știu, să se spele pe față sau o chem la masă și nu vine, am înțeles că face asta nu ca să mă enerveze pe mine, ci pentru că poate ea își dorește altceva, să e absorbită de alt lucru. Dar în același timp constata că acest parenting nu e literă de lege. El nu funcționează după manual și e și firesc, spune. Copiii sunt toți diferiți. E adevărat, i-a temperat ei furia și reacțiile agresive, dar e încă departe de a reuși cu adevărat să-și calmeze propriul copil ajuns la vârsta de 6 ani. Când mi-am dat odată o palmă, mi-a zis, degeaba te-ai dus la cursul ăla, că n-ai învățat nimic. Oamenii de parenting îți spun niște rețete cum să fii, nu știu, poate 75-80% din timp să fii bine. N-ai cum să reacționezi tot timpul ca într-un manual, că n-ai fi om. Cel mai important e cumva să-i creez copilului meu niște limite, să-l pun în valoare și să încerc să nu-l critic. Ceea ce îmi doresc de fapt este să am o relație bună cu el și că atunci când are o problemă sau o bucurie să mi-o spună. Pentru că noi, în relațiile cu părinții noștri, multe ori știm câte kilograme au, poate ce medicamente iau, dar nu știm care a fost cel mai frumos moment din viața lor sau cea mai mare durere. Și ajungem ca ei să aibă 70-80 de ani să nu știm nimic despre ei, pentru că nu au vorbit despre astfel de lucruri. Nu au spus doar că învață, dar ăla de cealaltă notă mai mare decât tine. Părinții noștri sunt actuali bunici care se duc în parc și apoi vin și spun, ăla merge, copilul tău încă nu merge, ai văzut, ăla vorbește, ia uite ce frumos mănâncă. Dar ei așa au trăit toată viața într-o comparație și noi trăim la fel, doar că noi cumva încercăm să mai facem asta. Probabil și ei ar fi făcut dacă ar fi avut accesul la toate studiile pe care le avem noi, dacă ar fi a avut banii necesari să ajungă vreodată sau timpul și deschiderea să ajungă vreodată la un psiholog. Așa funcționează, se pare, noua generație. În clasa educată, pare că nu există părinte care să nu fie apelat măcar o dată la un specialist sau un psiholog într-o problemă de creștere a copilului. Mulți, poate chiar fără să mai privească spre părinții lor pe care îi consideră depășiți. Conflictul între generații, real sau închipuit, pare să fie una dintre explicațiile acestui fenomen apărut în premieră în istoria speciei noastre.
Mamele noastre nu au avut 2 ani să stea cu copilul acasă. Au fost nevoite să găsească soluții, fie să-i dea la creșă internat, fie să-i ducă la țară, la bunici, mătuși și așa mai departe, care să poată să stea cu copiii. Și, practic, din această cauză, implicarea părinților noștri în educația noastră a fost mai mică decât implicarea noastră. Din cauza acestei situații, având diverse traume, probleme acumulate în copilărie, generația noastră nu mai vrea să le transmită mai departe, pentru că ne dăm seama că educația pe care am primit-o nu a fost cea potrivită. Ne-am simțit părăsiți, ne-am simțit criticați, ne-am simțit judecați, ne-am simțit forțați, obligați să facem anumite lucruri. Ni s-a cerut să ascultăm fără să ni se spună de ce. Aceste lucruri ne-au format niște persoane fără încredere în sine, niște persoane care poate nu au curaj să acționeze. Și asta se vede. Ana Vioreanu e unul dintre numeroșii specialiști în parenting. Din apartamentul său de 2 camere din București, dă consiliere pe internet părinților cu urgențe. Ei îi trimit întrebări concrete, ea le răspunde cum ar trebui să interpreteze fiecare comportament în parte și cum să și-l schimbe. Apelează la mine pentru că au încredere în mine. Păi mi urmăresc pagina de Facebook, centru de parenting, poate mi urmăresc și contul meu personal. Dacă le place ce citesc pe site, se abonează la newsletter și pe newsletter am o relație specială cu abonații. Scriu eu personal cumva toate conștientizările mele cele mai interesante și cele mai profunde legate de relația cu copilul, de relația mea cu mine, de emoții. Și atunci capătă încredere în mine și știu că pot să îi ajut în momentul în care vin într-un program cu mine. În funcție de expert și de durată, un curs sau o ședință de instructaj poate costa între 300 de lei și 1000 de euro. Pentru cei care nu-și permit, piața de parenting din România abundă în cărți, majoritatea traducere ale scriitorilor străini, care se vând ca pâinea caldă. Într-un an de zile, hai să spunem la ordinul miilor, putem spune că este un boom pentru că în ultimii 4, 5, 6 ani și în această colecție, colecția Parentaj, au apărut foarte multe titluri noi și au apărut autori noi. Ne dorim ca și autorii români să intre pe această piață a parentajului cu titluri care să ilustreze cumva realitățile culturale din area noastră culturală, din spațiul românesc. Există cărți despre orice, cum să-ți adormi copilul sau cu activitățile potrivite pentru fiecare lună de viață, cu povești adaptate la timpurile noastre în care copiii învață să fie curajoși sau să-și recunoască sentimentele, cărți despre mindfulness pentru părinți care te învață cum să nu te gândești la job sau să nu te uiți pe telefon în timp ce vorbești sau petreci timp cu propriul copil. Între timp, poveștile tradiționale românești au pierdut din greutate și continuă același trend. Acest impuls de a căuta răspunsuri în altă parte vine nu doar din dorința acestei generații, prima din istorie, dornică să se desprindă total de părinți și de trecut, ci, spune Urania Cremene, și din faptul că instinctele care au ajutat omenirea să supraviețuiască atâtea sute de mii de ani s-ar fi pierdut odată cu evoluția tehnologică și emanciparea speciei în ultimele decenii. Până acum 2-3 generații, familia era compusă din mulți membri care trăia întreaga familie sub același acoperiș, cu 2 părinți, cu 6 copii, mai erau bunicii, veneau nepoții pe rând și la o proximitate de mers cu piciorul existau alți veri, alți veri și alți veri. Bun, ce înseamnă asta? Înseamnă că o femeie ajunsă la vârsta maternității, nu numai că a asistat la nașteri, îngrijiri de copil, cărat de copil, hrănit copilul, tot ce înseamnă creșterea unui copil, nu vorbim despre educația. Foarte rar s-ar fi întâmplat ca o femeie ajunsă la vârsta maternității să nu fi avut habar vreodată cum se schimbă un scutec, să nu fi văzut asta măcar. Ceea ce la noi nu mai e cazul. Multe femei la 30 de ani, când ajung mame, nu au văzut niciodată cum se schimbă un Pampers, n-au văzut niciodată cum se alăptează un copil și n-au văzut niciodată multe alte lucruri legate de cum se crește acest copil. Acum 2 generații, singura grijă a unei familii era să-și hrănească copiii și să-i vadă la casa lor, cu o meserie. Nu-și punea nimeni problema dacă copilul respectiv are stimă de sine sau dacă are vreo depresie sau cam care sunt talentele lui native. Nu și-a pus nimeni problema dacă acel copil are o gândire strategică, dacă știe să rezolve probleme sau să ia decizii sau să colaboreze în echipă. Nu era vorba despre așa ceva. Și ne-am mutat de la asta, de la strict supraviețuire, înspre această grijă și suntem prima generație, poate a doua, în acest mediu, care își pune problema
fericirii, nu numai supraviețuirii, fericirii copilului, stimei lui de sine. Poate că definiția fericirii s-a schimbat de-a lungul secolelor. Nu mai înseamnă pace sau hrană sau cămin sau căldură. Azi se fixează țeluri sofisticate, ca fericirea copiilor lor și bunătatea lor cu cei din jur, empatia, capacitatea de a se bucura de o viață liniștită, indiferent cum i-ar merge lucrurile la școală, forța de a nu tânji după averi și de a se simți inferior din cauza unor eventuale comparații cu ceilalți. Exact asta visează Alina Prodan pentru cei doi copii copia ei, care aleargă acum prin casă, și pentru fetița care e pe drum. Ce înseamnă parenting? Nu știu, să-ți crești copilul așa cum crezi tu că e cel mai bine pentru copil, pentru familie, să ai un copil sănătos, un copil fericit. Deci eu ce-mi doresc cel mai mult din tot ce fac pentru copiii mei este ca ei să fie fericiți. Eu nu vreau niște copii super inteligenți, niște copii extraordinari, să ajungă nu știu ce, să aibă nu știu ce meserie, nu știu câți bani, nu. Eu vreau să fie niște copii fericiți, indiferent ce fac ei. Ce înseamnă parenting? Nu știu, să-ți crești copilul așa cum crezi tu că e cel mai bine pentru copil, pentru familie, să ai un copil sănătos, un copil fericit. Deci eu ce-mi doresc cel mai mult din tot ce fac pentru copiii mei este ca ei să fie fericiți. Eu nu vreau niște copii super inteligenți, niște copii extraordinari, să ajungă nu știu ce, să aibă nu știu ce meserie, nu știu câți bani, nu. Eu vreau să fie niște copii fericiți, indiferent ce fac ei. Deși are părinți pe care îi iubește și îi respectă pentru felul în care au crescut-o, Alina a citit totuși cât de mult a putut despre ce implică a fi mamă. Ba chiar a făcut și cursuri de parenting. Nici n-ar fi conceput să rămână pe din afară. Toate mamele din jurul ei au făcut asta. Însă, 3 copii mai târziu a înțeles că povestea asta nu e pentru ea. Am citit tot și eram disperată că era atât de multă informație pe care trebuia să o acumulez și erau atât de multe lucruri noi de făcut și încercam așa să le fac și eu ca la carte. Până m-am trezit cu copilul în brațe și mi-am dat seama că nicio regulă nu poate fi respectată ad litera. Adică fiecare copil este diferit, fiecare familie e diferită, fiecare mamă e diferită. E adevărat, sunt cărți de parenting, sunt cursuri, sunt... Nu zic că sunt rele, din orice poți să găsești și să iei ceva bun, dar e foarte important să poți să selectezi, pentru că altfel devii foarte radical și nu știu dacă e bine nici pentru copil, nici pentru tine. Pui presiune și pe copil, pui presiune și pe tine și poate nu vi se potrivește acea regulă, acea procedură și poți să faci mult mai mult rău. Ea merge după regula bunului simț, relaxare, respect și fără exagerări. Crezi că nu țip? Țip în sensul ăsta. Le zic, haideți la masă. Haideți la masă. Nu mă bagă nimeni în seamă. Haideți la masă. Și zic, haideți la masă. Și se uită la mine și zice, te-a țipat. Mami, mai țip o dată. A descoperit în cărți lucruri pe care și ea, dar și alte mame prietene, le făceau instinctual și nu înțelege de ce fiecare element din viața unui copil trebuie studiat, analizat, desenat, susținut cu studii internaționale. Instinctul nu a dispărut, a constatat pe propria piele. Și ea și copiii adoră să descopere lumea, nu trebuie să citești tomuri întregi ca să fii curios. Cum să înveți copilul cu texturi? Adică îi pui într-un castronel greu, într-un făină și învață texturile. Păi asta fac și eu cu ai mei când gătim. Dar nu trebuie să-mi spună Montessori. Uite, cum e asta cu Cohen? Cu arta hârjonelei și ți-arată, nu știu, trebuie să uiți pe ea, cum să te joci cu copilul. Să le iei de mâini, să te balancezi, să-i faci așa. Deci niște chestii pe care tu oricum le faci cu copilul tău. Totul zici că e o chestie științifică, așa, studiată. Chestiile astea le face oricum, adică, dar bine, dacă, nu știu, dacă stă cu bona poate sau poate de cineva care nu se ocupă, dar chiar și așa copilul e cu cineva tot timpul și vede lucrurile astea, nu știu, chestii exagerate. La fel simte și Otilia Mantelers. Parentingul e bun, dar cu măsură. Presiunea cercului de prietene și cunoscute asupra tinerelor mame ar trebui temperată și alegerea profesorului de părinți ar trebui cântărită foarte atent.
Ce se întâmplă acum în România e un pic de exagerare a fenomenului de parenting, pentru că acum sunt foarte mulți instructori și foarte mulți specialiști și este foarte ușor să devii specialist în parenting. Și problema este că se dau multe sfaturi despre ce să faci când copilul spune un cuvânt nepotrivit, despre ce să faci când copilul nu mănâncă, despre ce să faci, ce să faci, ce să faci. Și nu se pune accent pe cine sunt eu în relația cu copilul meu. Oare dacă copilul meu nu vrea să mănânce și pe mine mă sperie lucrul ăsta? Hai întâi să mă gândesc de ce mă sperie pe mine. Otilia e la bază psiholog și a luat diplomă după ce a născut primul copil și a înțeles că relația dureroasă cu părinții ei și bagajul emoțional pe care îl ducea cu ea din copilărie nu se potriveau deloc cu ce voia să experimenteze ea ca mamă. Așa că s-a apucat de studiat, dar nu ca să învețe să-și crească băiatul, ci ca să se înțeleagă pe ea. În timp a descoperit că există foarte multe stiluri de parenting. Specialiști care împărtășesc în mare aceleași valori și doar anumite aspecte sunt diferite. Spre exemplu, crizele de furie. Noi le abordăm ca pe niște descărcări ale sistemului nervos ale copilului și atunci informația aceasta noi oferim părinților și le oferim și studii legate de cât de bine le face un plâns copiilor, cât de bine le face să poată să țipe câteodată, când noi putem să-i ascultăm, iar în alte abordări de parenting, crizele de plâns sunt văzute ca fiind manipulări, ca să obțină ce-și dorește. Și atunci sfaturile în acea categorie de parenting sunt legate de ce poți să faci să eviți o criză. Complex, nu? Și complicat deopotrivă. Cu alte cuvinte, nu doar că parentingul modern e diferit de cel din trecut, ci există multe tipuri de parenting modern în care te poți rătăci cu ușurință. Parenting de atașament, necondiționat, condiționat, autoritar, neautoritar și, evident, fiecare stil cu specialiștii lui. La noi a prins foarte bine parentingul de atașament sau naturalismul, cum mi se mai spune, pentru că pleacă de la ideea că adultul și puiul trebuie să lipiți cât mai mult încă din primele secunde de viață. Și atunci, mamele stau acasă 2 ani cu copiii, îi hrănesc cu lapte matern la cerere, adică fără ore fixe de masă, dorm cu ei și îi țin în sisteme de purtare. Există și studii realizate în Statele Unite care confirmă că aceasta ar fi cea mai bună metodă de creștere a copilului, să-i permiți să devină independent în ritmul lui propriu și să-l lași să se desprindă de familie, ca să meargă la creșă sau la grădiniță, doar atunci când se simte el pregătit. Și tocmai când acest val creștea la noi și atrăgea tot mai multe adepte, sosea la București Adriana Bachmann, o româncă stabilită în Statele Unite, care a dat totul peste cap propunând un alt model. Bonding we don't create it through holding and feeding on demand. The mothers in United States, they believe on schedule, they love their babies, but they believe very much on independence. You have an hour and a half to 2 hours, and that's where we're going to talk more about it. Since infancy, they have their own room, and they're very independent. This is the difference, and that's why in Romania, we still at mommy and daddy's skirt, even after we get married, because we've been in mommy and daddy's arm up to 2-3 years. All babies are different, but you can change all babies to be the same. You create your own baby how you want it to be from the beginning. Deși există foarte multe teorii, poate chiar câte mame atâtea teorii, România pare să nu se mai sature de ele. Cu câteva zile înainte de Adriana Bachmann au sosit la București alți 2 mari traineri, cei mai mari din lume, Alfie Kohn și Larry Cohen, 2 rivali cu nume similare care promovează stiluri de parenting diferite și care, printr-o coincidență ciudată, și-au susținut seminariile fix în același timp în 2 clădiri diferite din centrul capitalei. When I tell my friends and my children in the United States, I am going to Romania for the 4th time. They wonder what is going on in Romania. Alfie Kohn a argumentat în fața a 300 de părinți și profesori că noi ne iubim copiii pentru ceea ce fac și nu pentru ceea ce sunt ei. Pe această idee și-a construit un program de parenting care a dat toată lumea peste cap și care l-a plimbat pe toate meridianele și pe la toate marile talk show-uri. Un stil care vorbește despre dragoste necondiționată exprimată prin lipsa pedepselor, a laudelor și recompenselor, a notelor la școală și a competiției, pe care o descrie drept bucuria mea că tu ai pierdut. Controlling traditional authoritarian parents may appear to be successful on the surface, but in many cases it does real damage to the moral and social development of the children who are merely looking to try to figure out
what they can get away with, because the only lesson they've learned is, don't let me catch you or else. When we talk about children being good, what we mean is not independent, creative, happy, brave, high self-esteem. What we mean by good children are obedient. Where the parent's word is law is an excellent way to raise citizens in a dictatorship. It has no place in a country that wants to create a robust democracy, which requires moral courage and the capacity to say, I can't, or why, or this doesn't make sense. În schimb, spune Alfie, într-o democrație, copiii trebuie să-și poată controla viața încă de mici, adică să-i ascultăm și să le respectăm dorințele de la primele minute de viață, să nu-i schimbăm de scutece dacă nu au chef atunci, să nu le dăm mâncare dacă nu vor, să-i lăsăm să facă tot ce vor. Trainerul spune că și-a întrebat fiica în vârstă de 5 ani ce crede ea că ar trebui să facă pentru a fi mai devreme gata să plece la grădiniță dimineața. Și fetița i-a spus că singura variantă care îi vine în minte e să doarmă peste noapte cu hainele de a doua zi. Tatăl a acceptat și astfel, până la vârsta de 11 ani, fiica lui Alfie Kohn s-a trezit în fiecare zi direct în hainele de plecat la școală. În teoria americanului, nici pedeapsa, nici lauda nu și-au locul. Copiilor trebuie doar să le fie explicate consecințele faptelor lor. Sometimes if you do think it's useful to offer something, you would simply reflect what you've seen. When my daughter made it up the stairs the first time by herself when she was 20 months or so, I didn't say, good job, I like the way you climbed up, you're so good. I would be stealing her pleasure by telling her what to think about her accomplishment. I just said, oh, you did it. So she knew I watched, she knew I was there, and she was able to decide what to think about it. You can give children informational feedback. Alfie și-a bazat întreaga teoria parentingului necondiționat pe mai multe sondaje în rândul adolescenților, care în majoritate covârșitoare au spus că au fost iubiți condiționat în copilărie. Adică nu li s-a arătat dragoste atunci când au greșit, când au luat note mici, când părinții s-au supărat pe ei. De aici, spune trainerul, dovada că pedeapsa de orice natură nu e o lecție, ci o traumă. Did you ask your children this question, if they felt unconditionally loved? The question would be so fraught at this point because they know what I do for a living that I think they would just laugh at me. But I look for clues to hopefully that we've done this in the right direction. Dar nu toate studiile îi dau dreptate lui Alfie Kohn, spun alți specialiști. Cum să-l faci pe un copil să înțeleagă că societatea are reguli care trebuie respectate dacă de mic îi se permite să încalce orice limită? Cercetările în domeniu arată, deși vi se va părea un pic exagerat, că părintele exigent, care impune reguli și, pe de altă parte, totuși manifestă și suport, este stilul de parenting cel mai bun, adică cel mai de succes. Nu neapărat cel care se numește democratic. Deci reguli multe și suport maxim se demonstrează prin cercetări că ar fi un stil optim de parenting, chiar dacă ne se pare șocant. Georgeta Pânișoară e un specialist în parenting atipic. Spre deosebire de ceilalți, n-are o echipă care să-i popularizeze opera, n-are asistenți care să organizeze conferințe și seminarii sau să se ocupe de Facebook și de site, dar e expertul cu cea mai mare pregătire în domeniu. E profesor universitar la Facultatea de Psihologie, scrie cărți, creează jocuri educative pentru copii și părinți și e foarte vehement în privința acestui fenomen care a cucerit România. Parentingul, așa cum e practicat la noi, cu foarte puțini profesioniști, poate fi extrem de periculos și poate să construiască o societate complet neadaptată la realitate, refractară la reguli, dar fără știința de a pune ceva în loc. Există modelele acestea oarecum extreme spre libertate și libertinaj și fără limite totale. Nu sunt de acord cu astfel de concepție, pentru că până la urmă avem limite în societate, avem limite și în familie, avem limite cu siguranță la școală, avem și limitări, avem limite și limitări la serviciu și trebuie cu toții să respectăm niște reguli și atunci când mergem la supermarket și atunci când trăim într-o comunitate. Și atunci învățarea aceasta fără limite la vârste mici va avea repercusiuni negative
într-un final, pentru că frustrările vor fi destul de mari în sufletelul acela care a trăit complet liber până la o anumită vârstă și pe urmă a ajuns la școală și vede că sunt niște limitări și niște limite și niște reguli. Sunt niște reguli de bun simț. Chiar dacă nu stăm într-o bancă super rigizi, poate lucrăm la o masă rotundă, dar nu putem să vorbim peste un alt coleg. E o limită, e o regulă. Nu putem să fim nepoliticoși. Este o altă regulă. Politesa coboară și la nivelul a da cu picioarele într-un scaun sau a da cu picioarele într-o masă sau a da cu piciorul într-un coleg că mi-a spus ceva care a fost frustrant. Înseamnă că vom pune o limită și o regulă. Și aceste reguli sunt bune pentru că nici noi n-am vrea să suportăm tratamentul acesta de la un alt coleg care are deplină libertate. Fiecare părinte trebuie să aibă viziunea lui despre ce vrea să facă cu copilul lui. Pentru că uneori mergem în derivă spre concepțiile altora. Nu, ar fi de dorit ca fiecare părinte, citind 2-3 cărți, văzând modele, văzând cum interacționează alți părinți în jur, să-și formeze propria viziune. Și să nu copiem niște reguli sau niște tehnici sau niște exemplificări, pur și simplu că așa ni le-a dat cineva. Luați o foaie de hârtie și faceți un tabel cu 2 coloane. Într-o coloană să fie scris ce aștept eu azi de la copilul meu și într-o coloană să fie cum vreau eu să fie valorile copilului meu peste 20 de ani. Și atunci văd dacă este o coerență. Despre coerență vorbește și Larry Cohen, celălalt specialist în parenting venit la București. E un bunic american tipic, pozitiv, glumeț, zâmbitor, care și-a cucerit publicul prin buna dispoziție. 300 de părinți veniți să-l vadă după ce cărțile lui, Rețete de jocuri sau Arta hârjonelii, s-au vândut ca pâinea caldă prin toată lumea. Teoria lui spune că jocul e esențial în creșterea unui copil, că îl poate vindeca de frici și traume, că îi poate ajuta pe părinți să treacă peste momentele de răzvrătire ale celor mici și să-i conecteze mai tare de copiii lor și că tot prin joc se impun și limitele. My approach that I call playful parenting is based on connection and I think about two main ways for parents to connect with children. One is with play, and I put that in the title because adults have forgotten how to play, and when we're stressed especially, play goes out the window. And also with emotional understanding. Empathy, I see you, I know you. Children need limits, but they don't ever need harshness. And most of us grew up with either two choices, no, and that's it, or yes, fine, I don't care. And we have to find something besides those two choices. So I had to practice in front of the mirror saying, no, in a light tone of voice, or oh, no, you don't, or let's try that again, or I'm not gonna let you do that. There's no reason to scream and yell and hit. Doar că teoria și practica nu se pupă întotdeauna, cel puțin nu ușor. Cum să aibă mama chef de joc când e extrem de furioasă? Sau cum să rezolve mai bine o situație neprevăzută când are la dispoziție zeci de variante? Spre exemplu, cum să te porți când copilul greșește sau face o criză de tantrum, cum se numește mai nou isteria? Ce sfat să alegi între du-te în altă cameră și numără până la 10 sau trimite imediat copilul în camera lui sau rămâneți în aceeași încăpere dar nu mai vorbiți sau luați-vă în brațe și discutați despre sentimentele voastre. Sincer, tehnicile frustrează, părerea mea. Am citit și eu foarte multe cărți de parenting care sunt excelente, sunt minunate, sunt bune. Dar faptul că în familie nu reușeam să le aplic pe copiii mei, pentru că recunosc, când mă scot așa din minți, urlu la ei și parcă au pe maică așa că urlă în spatele meu, dar de fapt urlă prin gura mea. Și îmi dau seama că repet chestii pe care toți le-am trăit în copilărie și care am zis, jur că nu o să fac chestia asta niciodată. Ei, am făcut-o. Degeaba învăț și citesc și îmi iau notițe și zic, nu o să fac asta niciodată cu copilul. E, copilul o să vină și o să-ți facă cadou fix experiența aceea în care tu o să-ți pierzi mințile și o să reacționezi exact cum nu scrie la carte. Și o să te frustrezi și mai tare pentru că îți dai seama că tu știi că n-ai făcut bine, te mai simți și vinovată, dar n-ai rezolvat situația. Nu zic să nu facem, dar apucați-vă de voi, împrieteniți-vă cu voi, cunoașteți-vă pe voi și atunci o să funcționeze și parenting-ul.
Dita Debner e expert în parenting și naștere naturală și, în primul rând, mamă de băiat și fată. A încercat să nască și să-și crească proprii copii după sfaturile marilor experți, dar s-a lovit de insucces atât de dureros și de puternic, încât a înțeles că trebuie să facă ceva complet diferit, atât în propria sa viață, cât și în ceea ce le predă mamelor. Chestia cu educația și cu dresajul, că există tot felul de cursuri, te doare mintea acum câte cursuri există de cum să-ți antrenezi sau să-ți dresezi copilul să doarmă. Pentru mine sunt niște tâmpenii, adică nu e un animal pe care să-l dresezi că, uite, primești zăhărelul dacă faci asta. Pentru mine este mai important ca părinții să devină conștienți de ce imprimări au primit de unde? De la propriilor părinți. Oamenii ăștia care predau foarte multe cursuri vor să te facă dependenți de cursurile lor. Eu tocmai asta nu vreau să le zic oamenilor. Băi, fraților, nu aveți nevoie de nicio metodă. Eu vă dau aici niște cunoștințe pe care nu le puteți găsi poate în altă parte, dar uitați-vă la voi, căutați în voi, pentru că asta trebuie, nu metode. Cursul ideal de parenting, spune Dita, ar trebui să fie deci unul de autocunoaștere, de redescoperire a instinctelor moștenite de mii și mii de generații. Copilul, când vede că mama e mai relaxată, nu va mai avea tendința aia să o scoată din minți. Am făcut testele astea cu ai mei când erau puși pe hai să vedem cât duce. Și la un moment dat ziceam, ok, bine, hai să vedem cum faceți voi. Și îmi dau seama că am de învățat de la ei. Nu am nevoie să învăț tehnici să-i dresez, ci ei mă dresează pe mine să mă întorc la mine, nu invers. Și cred că aici este foarte frumos și nu vreau să înțeleagă cineva că nu recomand cursurile. Pa da, faceți, dar cursurile alea trebuie să vă redea vouă încrederea că puteți fi voi așa cum trebuie să fiți sau așa cum vă doriți să fiți. Peste ani, parentingul, așa stufos și permanent reinventat, a reușit să devină o industrie în sine. Există sute de mari companii cu produse pentru mame tinere sau bebeluși și tot mai multe branduri care n-au legătură directă cu creșterea celor mici își găsesc un mesaj de nișă și pentru acest public. De ce? Răspunsul e simplu și cuprinzător. Cele mai active sunt femeile însărcinate, după care sunt femeile cu copii între 0 și 2 ani, stau acasă, au timp, se uită, au nevoie de informație, nu știu cum să gestioneze problema, că n-au niciun manual de utilizare a bebelușului și caută informații. Petrec foarte mult timp online, cele mai multe pe telefon, oricum consumul în mediul digital este preponderent din mobile. Adelina Dondorici e antreprenor și tânără mamă și e unicat pe piața de business de parenting. În clădirea unde își are sediu compania ei, față în față cu biroul său e camera fetiței în vârstă de un an, care o însoțește în fiecare zi la lucru ca să poată petrece cât mai mult timp împreună. Acum 6 ani, Adelina a simțit o nișă neexploatată în România numită regie de parenting și care în SUA avea cifre de afaceri de 10 de milioane de dolari și atunci a hotărât să deschidă prima agenție de vânzări de publicitate dedicată acestui domeniu. Adică, ești client care produce scutece sau formule de lapte și vrei să te promovezi pe top 5 site-uri de parenting din portofoliul nostru, partea de negociere o porți cu noi. Partea de implementare o derulăm noi mai departe, fie în varianta terți, inclusiv cu clientul și cu agenția clientului, fie doar noi în parteneria cu site-ul, dar partea de negociere a costurilor se poartă exclusiv cu noi. Pentru că sunt oameni care știu să scrie și sunt oameni care știu să negocieze, iar noi suntem cei care știu să negocieze. Un estimat al pieței pot să-ți spun pe digital, probabil ar fi la maxim 1,5 milioane de euro. Estimatul pieței de digital pe categorie. Această sumă se împarte la sutele de blogări și de site-uri de parenting apărute pe piață în ultimii 4 ani, deținute de mame sau chiar de tați care preferă să stea acasă pentru a-și crește copiii și, în timp ce fac asta, câștigă bani pur și simplu povestind ce li se întâmplă în viața de zi cu zi. Cum gătesc, cum spală, cum se joacă și se plimbă, ce citesc, orice. O meserie în sine care poate să susțină o întreagă familie. Eu cred că mamele caută validare cumva că ceea ce fac ele fac bine și că alte mame fac același lucru. Sau aceleași greșeli, că nimeni nu e perfect și din punctul ăsta de vedere, cred că bloggerii au și o responsabilitate foarte mare, dar și ajută foarte mult comunitatea părinților.
pentru că mamele, cel mai probabil, până să apară fenomenul ăsta al bloggerilor, trăiau cu anumite traume și cu vina că poate nu sunt mame bune, că nu mai știu alte mame ca ele. Tendința atunci când ne întâlnim față în față este să spunem că totul este bine, că e perfect, că e cum trebuie să fie, că nu ne e greu, că al nostru copil e cel mai bun și cel mai cu minte și nu plânge și n-are colici și e totul minunat. Dar când suntem în spatele unui ecran, avem tendința de a spune lucrurilor pe nume. Și bloggerii fac asta, spun lucrurilor pe nume. Fac asta cu lejeritate și pot schimba mentalitățile mamelor. Ca orice fenomen, și parentingul și-a găsit repede adepți, a crescut uimitor în timp record și într-o zi a început să dăuneze grav sănătății. Asta se întâmplă când ceva e înghițit în cantități prea mari și administrat de către oricine. Specialiștii în domeniu spun că și în România asistăm acum la nașterea unui contracurent. Există prea mult parenting? Da, există. Eu îmi dau seama când e prea mult parenting pentru cineva și pentru mine personal, în momentul în care eu mă simt agresată. Adică când mă pedepsesc și spun, ok, astăzi am greșit, hai să mai citesc o carte sau hai să mai mă duc la un curs. E ok să o fac o dată, de două, de trei ori, dar când o fac non-stop și eu mă simt agresată și tot vinovată mă simt, înseamnă că e prea mult. Poate că nu trebuie să mai facem nimic atunci, poate că trebuie să am doar grijă de sufletul meu. Și tot timpul, asta eu oricum o recomand, eu recomand părinților ca decât să mă duc la 50 de cursuri de parenting, mai bine mă duc la două bune, ori mă plimb, ori, dar să am grijă de sufletul meu. Cu alte cuvinte, să ne întoarcem la instincte și din prea mult parenting s-a ajuns la anti-parenting. Suntem, se pare, singura țară din lume cu un fenomen anti-parenting organizat, adică nu doar părinți împrăștiați în țară care privesc cu suspiciune acest subiect. La noi s-a scris o carte, iar 10.000 de părinți s-au reunit într-un grup pe Facebook creat de un preot, filozof. Îl cheamă Savatie Baștovoi, un personaj foarte carismatic care le face concurență serioasă experților cu mii de adepți, chiar dacă el e unul, iar ceilalți sunt mulți. Umple săl din marile universități și reușește să-și vândă cartea chiar înainte să o pună în vânzare. Poate că și titlul a ajutat în acest sens, Anti-Parenting. Cartea asta, vă spun statistică, s-au dus 10.000 în 3 săptămâni. Acum suntem la 15.000. Trebuie să mai tragem un tiraj ca să venim încoace. Savatie Baștovoi a adunat pe Facebook în doar câteva săptămâni peste 30.000 de adepți ai stilului său de parenting. Un stil offline, spune părintele, în care sare în ochi diferența dintre părinții prezenți la conferințele lui și cei care își caută informațiile prin alte medii. Întâlnirile acestea în număr atât de mare acum par să vină dintr-o altă epocă, pentru că acum săvârșim o evadare din online, din internet. Noi suntem, în continuare, majoritari. Oamenii teferi, oamenii buni, oamenii curajoși, sinceri, iubitori, sunt majoritari. Aceasta este o veste bună pe care trebuie să o dau. Din păcate, în lumea aceasta digitală, noi nu avem cuvânt. Pentru că sunteți niște oameni de treabă și considerați o pierdere de timp să stați pe Facebook sau undeva. Pentru că atunci când vezi atâtea prostii, ieși de acolo. Aceasta le-a dat proștilor curaj și i-a întărit în convingerea că ei conduc lumea asta. Nu conduc ei nimic decât prostia lor. Este bine să ne ținem împreună, să găsim căi de a comunica pe care biserica noastră le-a pus întotdeauna înainte. Conferințele părintelui arată cu totul altfel, chiar și cei care participă la ele, iar Baștovoi le numește întâlniri între oameni. Sările sunt atât de pline încât oamenii rămân în afara clădirilor și primesc vești din gură în gură despre ce se discută înăuntru. Iar la final se fac cozi de părinți care cer sfaturi, binecuvântare și speră ca măcar în anti-parenting să descopere ce nu au găsit în parenting. Cineva s-a băgat în brațele mamelor și acolo face ideologia și propaganda, crescându-ne o generație cu care nu ne mai putem înțelege. Îl se făgăduiește un copil al viitorului, un copil nou, un supraom, care nu va mai fi supus legilor acestei lumi. El va fi super deștept, el va fi super creativ, el va acționa în echipă, va construi imperii economice. Dar lucrurile acestea nu se întâmplă. Noi ne-am trezit cu o generație de părinți cu care nu mai poți discuta. Am avut ocazia să discut cu 10.000 de oameni. Am constatat cu mare durere că există niște replici tip.
care le aud de la acești oameni au de plină convingere că modul în care îi exprimă este rodul gândirii lor. Și sfătuiește pe părinți să nu se lase păcăliți de marketingul de la toate colțurile, de pe toate canalele de comunicare și mai ales din spatele fetelor care fac parenting, spunând despre ele că nu au niciun fundament să discute la nivel profesionist și că doar experiența de viață nu le califică pentru rolul pe care și l-au asumat. Ele scriu. Cine ele? Nu știu cum le cheamă. Ele de ieri, de alaltă, ele s-au inventat și au făcut conturi. Ele sunt autoritatea supremă. La care școli au fost? Cine le acreditează? Stai. Trainer acreditat în parenting. Măi băieți, cine te-a acreditat? Ce e parenting? A, pe nu e așa, pe există autoritarism, există exhibiționism. Nu-i de ăla, e din alaltă. Se ceartă între ei că-s de 100 de feluri. De vreo 7 ani spre România au apărut cuvântul ăsta și ei de acum azi de 100 de feluri. Ce o să fac peste 10 ani? Pe fiecare la rândul lor încep să dea acreditări, acreditat în parenting necondiționat, acreditat în parenting condiționat și sectele astea toate se sfădesc între ei, iar mamele, voi trebuie să hotărâți de care vrei. Și migrează săracele de la naștere până are copilul 4 ani, au fost în 7 secte de astea. L-o ținut legat, l-o ținut dezlegat, l-o ținut într-o cameră, după asta l-o luat la sân. Baștovoi susține cu tărie că autoritatea înseamnă iubire, nu frică. Părinții trebuie să fie duri și să impună limite, să nu mai cocoloșească sau să prea umple de iubire pe propriilor copii. Pentru că, până la urmă, Biblia nu la asta ne învață, iar noi cu toții am fost sărutați în somn, nu elogiați de mici. Nu o să vedeți cultul copilului, chiar dacă este însuși Hristos. Nu o să auziți de la Maica Domnului și nici la dreptul Iosif un extaz pe care l-au astăzi mamele. Minunea mea, îngerașul meu, numai îngeraș, minune, numai... Adică acesta este un exemplu profund, dăreitor, cel mai celebru, dacă vreți, copil din istorie, nu a născut un cult a propriului copilării. Dacă avem ce învăța de aici, este felul în care ne raportăm la propriul copil, chiar și atunci când el este Fiul lui Dumnezeu. Odată a fost, am văzut cum. Cu atât mai mult noi care suntem niște oameni, așa cum suntem, trebuie să rămânem în zona bunei cuvinți, a bunului simț. Atât față de proprii copii, cu respectul cuvenit părinților și celorlalți, și străim taina aceasta a vieții cu toată sfială pe care o presupune. Se spune că zilele noastre reprezintă cea mai grea perioadă să crești un copil. Dar poate ar fi mai sănătos și chiar mai ușor, deși nu pare la prima vedere, ca părinții să nu-și mai facă viața grea cufundându-se în lecturi nesfârșite, ci pur și simplu să privească spre copii, apoi spre ei înșiși și doar să-și facă timp să povestească, să râdă, să se joace, să stea împreună. Și dacă toți ne-am purta natural, întreg parentingul ca știință poate ar fi înlocuit în sfârșit de instinct și am revenit la creșterea copiilor după sufletul nostru.